super. Era super. Îl cunoșteam de la primul extemporal, când, ca să nu se fictifească, și-a scos dintr-o nară un muc, pe care și l-a întins pe tot obrazul. Super muc, așa l-am porecit în momentul acela, în care ne-am și împrietenit, de parcă năstrușnicul muc ar fi perforat orice distanță și ne-ar fi aripit destinele. După generală, mucul i-a rămas suspendat într-o amintire haioasă. Așa a devenit super, iar pentru cine nu înțelegea, aveam mereu pregătit 4 pumni, 2 capete și câteva briște ascuțite. La liceu am nimerit în aceeași bancă, unde am început să ne punem la cale primele mânării, entuziasmat de o replică a lui Pacino în carte. După ce ai banii, ai puterea. După ce obții puterea, obții femeile. Evident, orașul își avea mărlanii lui consacrați. Am simțit asta împreună, în bărbi, în gif, în orgoliu. Nu ne-am lăsat. Ne-am ales doar cu blesteme și cu dosare penale. Am copiat pacul și ne-am băgat la o școală de vameși. E drept că doar eu am terminat-o, dar asta e altă poveste. El, în schimb, s-a apucat de vândut iarbă prin Bacău și, bineînțeles, că a fost prins în morții. La Broșet, fază crimă, după ce au dat în sictir vreo 5 ani, s-a ridicat. Onorată instanță, ați putea să mai aprobați o probă la dosar, o gaură? Poftim? A zis judecătorul contrariat. Da, o gaură, ca să vă iau dosarul în pulă. Și pac, s-a mai făcut încă doi. La pușcărie l-au dat gata vreo 40 de cuțite, din câte mi-au zis niște curve din oraș, foarte atinse de altfel. Oricum, ele au pierdut o pulă. Eu am pierdut un prieten drag.